De mai bine de câțiva ani, întreaga planetă se confruntă cu temperaturi crescute. Acest fenomen este rodul acțiunilor nesăbuite ale oamenilor, poluarea fiind unul dintre acestea. Agenția Națională de Meteorologie anunță că în acest sfârșit de săptămână se vor înregistra temperaturi de 40 de grade Celsius la umbră, care vor fi resimțite la valori de 44-45 de grade, iar la nivelul asfaltului temperatura înregistrată va fi în jur de 60 de grade. În acest context trebuie luate câteva măsuri de prevenire a unor afecțiuni care se pot declanșa în astfel de situații. Ce faceți să vă protejați de această perioadă mai mult decât caniculară? Da, Săruna, pentru mine e mult mai ușor pentru tineri, de fapt, că mai stăm în casă, mai portăm o șapcă, mai ne mergem la piscină, gen, dar e mai greu pentru bătrâni, pentru pensionari, pentru cei bătrâni care se întâmplă să nu se poată proteja. Pălărie, cremă, ochelari de soare și stat în casă. În orele de vârf. Corect, da. Stăm mai mult la umbră. Da. Și bem apă multă. Sunt cu sticla după mine. Da. Ochelari de soare. Ochelari de soare. Lipsește pălăria. Stau în casă. Atât? Da. Hai, și dacă și ne hidratăm cu apă rece. Da. Și dacă totuși ești nevoită să ieși afară, ce măsuri îți iei? O pălărie, ceva. Ochelari de soare. Deci dacă ieși afară să porți o pălărie, să te hidratezi foarte bine, pentru că dacă nu ești hidratat vei avea probleme de sănătate, urinare și așa, și să stai la umbră cât mai mult, să nu stai în soare. Apă, altceva ce să facem? Și mai stăm la umbră. Iată ce recomandă specialiștii în nutriție. Hidratarea este foarte importantă, 2 litri de apă pe zi, 2 litri jumătate. Dacă suntem persoane care facem mișcare, sport, suntem foarte activi și pierdem mai multă apă și mai ales în timpul verii pierdem cantități peste 2,5 litri pe zi, pierdem apă, atunci trebuie să compensăm prin apă. Să nu uităm că hidratarea eficientă se face cu apă, nu cu suc, ceai sau alte băuturi. Pe lângă aceste măsuri, este bine să nu se circule în intervalul orar 11-17, să se folosească îmbrăcăminte din fibre naturale, în culori deschise, să se poarte pălării sau șepci de culoare deschisă și ochelari de soare. Foarte important este să nu fie lăsați copiii și animalele de companie în mașină nici măcar pentru 10 minute. De asemenea, brichetele uitate pe bordul mașinii pot provoca explozii. Efectele caniculei asupra organismului sunt deshidratare, insolație, afecțiuni ale pielii, edeme ale mâinilor și picioarelor, erupții la nivelul pielii, crampe musculare, transpirații excesive, amețeli, greață, sete intensă, vărsături, diaree, senzația lipsei de aer, agravarea problemelor respiratorii și cardiace, simptome care trebuie imediat remediate pentru a nu duce la deces.